Farul Constanța nu are timp de regrete după egalul cu Universitatea Cluj de la sfârșitul săptămânii trecute. Campioana României primește joi seară la Ovidiu vizita celor de la UTA Arad, o altă formație cu mare nevoie de puncte. Confruntarea contează pentru etapa a 5-a campionatului și îi va aduce din nou față în față pe Gheorghe Hagi și Mircea Rednic. Bătrâna doamnă este neînvinsă de 4 meciuri, însă n-a mai înregistrat o victorie în campionat de la sfârșitul lunii august, atunci când au învins chiar liderul FCSB. Un meci restaurant care jucăm acasă, iar contra unui bun prieten și un coleg care am jucat împreună, am crescut împreună. Un meci important unde cred eu că, așa cum a fost și cel cu Cluj, acasă unde cred eu că am încercat și am reușit să ne impunem ritmul și intensitatea jocului, cum am spus și la conferință, dar în ultimii 30 de metri a fost mai puțin inspirați. Sperăm că de data aceasta să fim mai inspirați în ultimii 30 de metri, pentru că ne-am creat foarte multe ocazii, pentru că am făcut un meci, din punctul meu de vedere, bun, unde ne-am impus la toate capetele, atât în posesie, atât în duel și în presiune, cu cei de la Cluj. Sperăm acum și cu UTA să o facem la fel de bine și cu mai multe goluri. Din păcate, Hagi nu va putea conta pentru această partidă pe mai mulți jucători care se confruntă cu diverse probleme medicale. Printre aceștia se numără Nedelcu, Vână sau Benșaib, în timp ce în cazul lui Larie se speră recuperarea lui până la ora meciului. Înaintea partidei cu UTA Arad, Farul este pe locul al 7-lea cu 19 puncte, iar Bătrâna Doamnă ocupă poziția 14-a cu 11 puncte. Partida va avea loc pe stadionul central din cadrul Academiei Hagi, joi seară de la ora 20.